Ce impresie că ești undeva într-un oraș al cavalerilor templieri. Tavastus here. I guess the bread from the Let us sit. Eu călătoresc, da, cu autostop, dar să ajungi pe insule, cam greu, nu cu iamănene. Acum ceva timp am găsit niște oferte foarte convenabile cu avionul, așa că am luat niște bilete mai mult decât la preț bun, din Italia, acum în Malta, din Malta să plec în Sicilia, din Sicilia în Sardinia și din Sardinia apoi în sudul Italiei. Un mai cu 12 euro, 8 euro, 10 euro. O vine să credeți sau nu, am făcut autostopul până în Valeta, până în capitală. De fapt, era un taxi, Ali, din Libia. Bine, stai, dar nu mi-a luat bani. Bun, și acum trebuie să ajung în Sliema, unde o să mă întâlnesc cu Michel. Influența britanică se conduce pe partea stângă. Marta e o țărișoară mică, insulă mică, mică, așa că distanțele sunt și ele mici. Din La Valeta iau pe jos spre Siena. Mi-aduc aminte de Monaco, fiind atât de mic, sau de Liechtenstein, nici nu-ți dai seama că treci într-un orășel înaltul. E ca și cum într-un oraș mare, într-o capitală, treci într-un cartier înaltul. Acum sunt în Pieta, de exemplu. Bună dimineața! Și uite unde am ajuns, într-o cameră de hotel. Mocha, 4 stele. Couchsurfing. Shanna, right? Hai! Oh my god! Stau gratis cu couchsurfing și împar camera cu doi tipi de americani. De buni, dar... Some lost tourists here! Yeah. Mergem într-un loc undeva să ne aruncăm sau să se arunce unii de pe strânci. Cliff diving. I guess the bread from the... Let us sit. I love the smell. The muk. Ah, da! This is not squid, eh? This is cattlefish. Cattlefish? Yeah. I never heard. Calamar. What is that? Never not calamar, not calamar. No. Ah, subia. It's sitcha, sitcha. Subia we call it. Subia. That you clean it, you get the ink, and you do some nice pasta with it. Yes, very but nice. But with this, we do couscous with the. It's heavy. Yeah. With the I didn't think it was Morocco. So heavy. Ah, so cool. Dinner. The meat and the. The flesh is very English. That is a mullet. Mullet. A mullet. And in Maltese? Trill. Trilia. But I'm from Tunisia, and we have. And a lot you have of the same. Yeah, absolutely similar. Yes. Yo, it's your boy, Big Poppy Mitch. You know what it is in the house. What's up? We out here in Malta. Malta, Hai să pornim. Dă-i, 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 băiatul. Yes. Pastissi with peas and vegetables and one with chicken, please. So un fel de merdenele. 50 de cenți, așa că ieftin și bun. Thank you. Grazie. This is pastissi. In Maltese, thank you, you say grazie. Bon appetito. Grazie. Am ajuns într-un hostel pe la niște prieteni și gătim împreună. Peștele primit astăzi, miam, 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 și face niște paste împlândită mai ciaunu. Și aici avem un minestrone siciliano. Okay, thank you guys, bye. Bucătarul MasterChef, Jairo.
Buon appetito! Pure și în Malta am dat de gustul de acasă made in România! Cât am mai poate pentru distinții, sunt cele mai bune din oraș. În Rabat. Ok, one lepizeli, tijel and one tea, please. Okay. It's built by the old cavaliers in England. Okay. Okay. Hey guys, it's just Summer, it's your boy right here. You know what it is? Free the nip, free the nip. Antonio in Malta, yakin nang seven five. Un oraș într-adevăr cu influență musulmană și totodată creștină. Que pesa. ¿Quién quiere huir? ¿Cómo estás? And we're hitchhiking with Mr. Alfred Williams. Alfred, thank you so much. Cittadela di Gozo, di Rabat. Rabat e capitala insulei. Este un Rabat și, și în Malta, și aici în Gozo, și bineînțeles, și în Maroc. Ca și Medina de altfel. Fata mea facă Medina, există în fiecare țară arabă. Malta a fost atât sub arabi, mă rog, și turci, englezi, francezi, germani, italieni. Not going to lace. Do we watch the pattern to work? You speak English? Yes. Un oraș civilizat. Pentru mine criteriile sunt următoarele. Bă, ai toaletă publică gratis și ia uite ce frumoasă e. Ai internet gratis, ta-na-na, Wi-Fi și apă. Acum cijmele aici n-am văzut, dar aici pe, în Gozo, da, pe insula în Malta am văzut câteva. A început să plouă. Dar am pus autostopul. Lumea nu e chiar atât de neprietenoasă aici pe insula Gozo, cum se spune. Peisajul e incredibil. Nu stai la cortul acolo, că tot nu mai plouă. Bună dimineața, bună dimineața. Ia uite ce frumos. Ce frumos se vede. Soarele, dimineața, soare, dimineața mare. Bună dimineața! E primul curcubeu pe care îl văd în mare. Uitați-ne, suntem exact în creșterea. Un alt curcubeu măreț, gata, spunem papagoso. Ce
să plouă și am avut bastă. Fata mea mai mergea la arma și haja și plus cu trohă pe ieri. Dezvoltarea peșterii lui Hassan. Ceva nu turistic. Teolog în Malta! Ce strâmt e! Poate s-a murit și în camera. Poate fi un film de groază, acum apare un ciupacabra. Cum trec eu pe aici fără să... mă murdăresc! Încă m-a lăsat altă variantă, dar totul îngustă. Frate, și cu geaca pe mine, nu e bine cald. Parcă era temperatura constantă în pește. Unde naiba mă duc să înfund? Se poate urc pe aici. Și-ar ieșire. Deja vu, eu am venit la Paște lui. Ce frumos. Aș dormi aici. Ce frumos. Ce frumos. Ia zi de Bărăneit, Valeta, capitala, care e toată în patrimoniu UNESCO. Toate pline de istorie.
Da. Pregătește lumea de carnaval. E ultima zi în Malta. Mâine plec, așa că mă mai plimb un pic. Mă descoper coasta de sud. Ca toate merită văzută Malta. Ai atât natură, te plimbi de-a lungul coastei, vezi niște frumuseți incredibile. Așa, ai cultură, ai atâtea influențe. Medina, insula Gozo, Buenos Valeta. Da. Și chiar dacă e scump, cu niște pastiții poți supraviețui. Cum stau la o familie de ruși. Așa că nu știu cum treaba cu ospitalitatea malteză. Dar cât am întâlnit, autostopul a mers. Și cei pe care am întâlnit, da, prietenoși. Asta că am dat de români și în Malta. De la Craiova, de unde? Calafat. De la Calafat. Ia cum ne distrăm noi aici. Ha, ha. Un câine zburător. Pa-ca. Bye bye. Bye bye.